București, deputatul Român. Sunt deputat pe lista și reprezint etnia macedoneană în Parlamentul României. Am primit această invitație cu mare deschidere pentru a vă face cunoscute artiste, oficiului, cultura. Mulțumim organizatorilor pentru invitația adresată atât Asociației Macedonilor din România, cât și Fundației Diana Dumitrescu. În cadrul Fundației Diana Dumitrescu, editura Diana Dumitrescu a publicat volumul de poezie adamice al poetului etnic macedonean Mihai Măceș. Și am să îl invit pe poetul maghiar, tot etnic macedonean, să ne spună câteva cuvinte despre această carte. Titlul adamice vine din structura cărții și vă spun un secret ca între noi. Orice poet, orice om vrea o reîntoarcere sau se gândește mereu la unitatea aceea de început de lună, când omul nu mai și-a păcat. Asta înceapă în primul rând și de aici vine titlul poetul, dar bineînțeles nu mai este posibil acest lucru. Și atunci poetul ne vorbește despre satul lui, inclusiv cu Tamuzat, foarte mult macedoneni. Ne vorbește de părinți, de dragoste, de ceea ce vorbesc poeții în general. Se caută acea nostalgie a originilor prezentă în toată, în orice om de care vorbești în ceea ce are, dar cu regretul că este și o vedere în lume, o degradare de la întâmplările tragice acelea din Biblie, în care omul a descoperit cunoașterea, dar și păcatul. Din păcat, păcatea asta este viața omului. Toate la cealaltă. Ne-au adus bucuria cunoașterii, ne-au adus și tristețea cu faptului că împătrânim, cu faptului că trecem prin viață și ne încărcăm cu lucruri bune, frumoase, dar și cu cele negative. Și poeții vorbesc, ca și poetul nostru, mi-a imaginat, de toate aceste lucruri, de lucrurile frumoase, de nostalgia trecutului, nostalgia paradisului pierdut. Și asta este frumusețea cărții și frumusețea oricilor referii cărți de poezie. Să ne aducă la, eu știu, la sentimente mai bune și să ne aducă aminte de puritatea noastră inițială, pe care eu cred că orice om o caută, că nu o găsește mereu, dar puritatea aceea trebuie să ne întoarcem la copilărie, să o căutăm mereu să fim mai bun, mai drept și mai pur, mereu ca început. Pe de altă parte, poetul are și o mică inovație tehnică, să spunem așa. Are poeziile lui sunt fără titlu. Pe ideea, probabil, să căutăm noi să punem un titlu și să ne regăsim în fiecare poezie ca o oglindă. Și o idee mai deosebită este și faptul că poeziile sunt doare, pentru că are o poezie de origine japoneză foarte esențializată, o poezie de idee și de sentimental concentrată și urmând o poezie apoi de mai largă respirație, deci dă drumul poetul cu foarte mijloace. Deci această combinație între respirația mai largă și poezia de concentrare este iar un fapt deosebit al poetului, pe care îl simțim. Oricum, sinceritatea e esențială și se simte în acest volum. Nu știu ierarhiile și dacă un poet e mai important sau mai bun decât alt poet, ci important este ca un poet să ne aducă ceva nou în suflet, să vibrăm odată cu el. Și pentru fiecare dintre noi, un poet e bun pentru că ne place. Nu mai contează că este mai mare sau mai puțin mare decât ceilalți. În domeniul artei, poeziei și literaturii nu există cu adevărat ierarhii decât greșit. Și ca să nu vorbesc doar cuvinte, să spunem așa, vă citesc
și nu vreau să vă repet din timp, doar ceva foarte scurt, să vă dați seama, nu sunt un foarte mare, un foarte mic cititor de poezie, dar esențiale textul. Cum vă spuneam, au numele. Am găsit ceva mai departe. Nu mai apropiat de ce sunt eu acum. Ai cu două lui și poezia am spus, e fără scopul. Amie de vară. Sunt vinovat de prea firescul din toate. Și continuă poezia de largă, mai largă respirație, din vorbă în vorbă, zilele trecură, cuvintele rămase, înainte de a fi auzite, scârție din toate linele. Mai rău decât căruța tatălui meu, uitată, o vară întreagă în mijlocul curții, în bătaia soarelui, în bătaia vântului, în bătaia bătaia timpului, ca noi chinuiții muritori. Poate asta e definitorul și cu aceste cuvinte vă invit să și citiți cartea și... dar nu vreau să mă apac fiecare să citească, fiecare chinuit muritor să citească și să se regăsească această carte de poezie, cum se regăsește, cred eu, în toate cărțile de poezie. Mulțumesc! Și eu mulțumesc că, în continuare, vă vom prezenta o parte, mai bine spus, o mică parte din activitatea deputatului Liana Dumitrescu în cadrul Asociației Macedonene de Economie. Aș dori să spun și eu câteva cuvinte pentru cei care cunosc cunoscut-o, pentru cei care și-ar dori să cunosc. Deputat Liana Dumitrescu, om politic, om de cultură, timid de urmit, un promotor al Economiei Macedonene, care de-a lungul întregii sale activități a promovat drepturile omului. În general, punând accent pe drepturile minorităților, ale copiilor și ale femeilor. Pentru activitatea sa, deputatul Liana Dumitrescu a fost decorat cu Ordinul Steaua României în grade cavaler și cu Ordinul de Merit al Republicii și Macedoniei. Liana Dumitrescu a fost remarcabilă, cu o inteligență excepțională și cu o putere de muncă fără măsură. Membru fondator al Asociației Macedonenilor din România, Liana Dumitrescu a dorit în toate domeniile în care a lucrat. Jurist, notar, executor, om politic, deputat. Liana Dumitrescu rămâne un etalon în viața fiecăruia dintre noi. Am să vă invit să urmărim noroc frumos, noroc din punct de vedere al păstării tradițiilor și al comunităților.
Mă bucur să te rugăm într-o zi astăzi pentru că promovarea României și pentru că se vede de sugerare. Ca noastră de promovarea lui, să fie. Și este o zi minunată și o zi importantă, numai pentru că ne vedem și suntem împreună, și pentru că avem un motiv foarte important pentru a fi aici. Așa sărbătorim pentru ceea ce înseamnă femeie. Yeah.
Thank you.
pentru neopolitică și o sumă. Iar dacă am făcut de sufletul, am să încerc cu ochii să nu. Tradițiile noastre se regăsesc în cărțile care le avem la stand. Dar numai câteva am adus în mine, nu foarte multe. Și am să vă citesc câteva cuvinte din cantate de etica noastră macedoneană.
iau vechi la sa teatru, nu avem bucurie a noștri mari și cei de fapt, nu există viață în întâlnim pe părinică pe care l-a adoptat Sfânta Constantina, pe Carolina, care trăiește în bună pace cu bisoanele ce și mărică, cu minții, disipuța și faină o diversă, pe postul Leo, care își întinde iubire pentru mai casei, yeah.
că armonia de spate, armonia care trebuie să se instaleze între oameni, între oameni și animale, între oameni și plante, între oameni și întregul univers, este de fapt ideea universului fiertului și a fericii. Totodată, îi adresez felicitări doamnei Constantina Dumitrescu, care a știut că timpul pe coasmie, niște pasă, niște povestiri, care se bucure pe copii, se bucure cărțile pe care le-a publicat, care sunt numai bine scrise și foarte frumos ilustrate. Încă o dată, felicitări și dumneavoastră, mulțumim pentru că lumea Крилата, тешки от водата, пристава на кой, йогата.
Apocaliptici Osana, Ioperna, Eretici Nomi, Nagaronot, Peșterezi și Lagobisi, Liliac, Cocanții, Naustrenii, Isânțe, Coe, Laici, Ise, Șiri. Ochii Băunului, vrând pe tine, drept discută pâinea mea, abunită, jertfită. Putnici masochiste gădesc de meleagă ușuroaie, de epiderma ta, transucită. Sunt cea ce are pus în bani, în bil de ovoare, legate cu atele, treabele fișurate ale inimii mele macedonene. Cu gușlucii flipesc cu icurile cu lucruri ce se scurte din mâinile tale diletante. Mi-a plecat sufletul la marea moartă. Poți să zâmbele copt de păun, scriu pe altul cutiei, bolnav de cataractă. Ca niște albatruși ce trag cu badume o vacă, le simți mari pline grele de apa cristalizantă. Se migrează spre sud, în ultima faptă, dar urmă catalepticii rămân și buha nopților erelice. De davantul peșterii și lave adună un iar ca sucii de ghiare și în urmă cela exiliată. Nu este un volum în care să ne exprim numai sentimentele referitor la Macedonia, dar este un volum în care regăsim și Macedonia. Stilul este unul postmodernist, dar cu atât mai mult doresc să reprezint neamul meu macedonean cât se poate de bine. Și mulțumesc pentru acest lucru tuturor celor care sunt aici alături de mine. În continuare, Liliana a fost mai invitată de bani de cei de la Macedonia.
što sonce tu ranu izgreva. Pica ta ljubov obeja, sozi radosnici srca topeja. Gledaj prekrasno sino jezero, ovde ljubov ta nema granici. Gledaj divada cvetna ramina,